Purcea, lucrau la casa noastră, după ce a ars casa. Și am găsit și noi doi oameni, pe Titu, Popescu și pe Sandu Sfoiog. E, ce făceau? Făceau ciorba la lipit acolo, ce să facă, vergeluiau, făceau spetezele de podea. Na, podeau podul acolo. Și mai era și Purcea. Ei, nu știu cum îl chema, că lumea așa îi zicea. Îi zicea Gheorghe Purcea, dar ce să mai mult Purcea îi zicea. E, toți trecuți prin cât un necaz cu muierile. Și se întâlniseră ei acum, na, ca bărbați și povesteau. Ia zi-vă, Sande, bă, și cum ai făcut, bă, când te-a scos gligorina afară? Zicea Titu. A, ce, bă, că era nebună, mă. Păi mă duceam și eu la muncă, de, ca omul. Nu venea și eu seara frânt acasă? Păi cum vine omul de la muncă? Frânt. Dar ea stătea așa până adormeam eu. Deci să nu adormă ea înainte, da? Să uita, să nu iau ceva din casă. Bă, îmi pierea și somnul cât eram eu de ostenit, gândindu-mă că ea se uita în gura mea să sforăi. Și abia aștepta să închizi eu ochii. Așa. Căsca și se învârtea pe-n casă și aștepta eu să adorm, înțelegi? Și de era casa ei, ce să-i faci? Trebuia să închizi ochii și închideam. Dar tu, Gheorghe, cum ai făcut, bă? Căuta Sfoiag să mai abată vorba. E, ce să fac? Vin și eu cam băut, na, și ia să ceartă cu mine și mă dă afară din casă. Ia stai tu, muiere, că nu merge așa. Păi ia uite-te că eu am aici o putină, mă. Aici la tine și eu am dat banii pe ea, e putina mea. Ia-ți, bă, putina, firea ți-ar bărdoai ca dracului că curge. De unde? Că nu curgea, dar ea... Iare? Dar putina era bună de ei, era umflată. Ce să fac? Bine, mi-am luat putina, am dus-o în porumb, în vale. Și dacă aș fi plecat să o las eu singură acolo... Nu, dacă îmi fură cineva putina, păi nu dătusem eu banii pe ea. Așa că... Am rămas ciucit în ea. Și dimineața de noapte Fănică Ciucă trece pe la porumbi, că îi mânca câinii noaptea. Și vede ceva negru și vine acolo și se uită în ea. Eu am zis că să tac, na, să nu mă fac de râs. Auzisem foșnim porumbul, paș, da, am zis că să tac, na, nu? Și el se uită în putin în capul meu. Bă, ce e, bă, cu tine aici? Păi uite, bă, mă dă tumița afară și... Ce să fac, mă, mi-am luat putina, că știi că am cumpărat-o eu, da? E pe banii mei cumpărată, da? Păi bine, bă, cum stai tu în putină, bă, și tremuri în ea? Și așa a fost, întărește cineva care asculta. Că dimineața, vă spui drept, nu mă duc și eu pe la cumnatul meu? Păi nu, că vorbim și noi de una și de alta și el îmi spune, bă, văzui ce n-am văzut, bă, fusei și pe la porumbi. Bă, și o putină în porumbi. Și un om făcut covrig în ea, în putină, da. Purcea, mă, luase pe mița lui Dumitru Pazu. E, asta era văduvă și el venise la lucru la casa lui Marin Corniță. Ce să mai, că era și el de până gorj. S-au plăcut și, na, a rămas la ea. E, după întâmplarea asta, și-a vândut putina lui Jupân. Și a mai stat așa vreo 2 săptămâni pe acolo, pe Mătăsoaia. Și i-a trimis aia vorbă că să se întoarcă acasă, fiindcă are nevoie de el. E, de ce? Să dreagă rosturile. Și prostul s-a întors și a murit sub o căruță, că fusese cu porumb să vândă la Măciuca. Și s-a răsturnat căruța peste el și l-a luat târâș. Așa l-a târât cu capul pe-n piatră. Deci, asta e viața omului, da? Și mai veselă și mai tristă. Marin Sorescu la Lilieci.